În continuare vom discuta despre piețele valutare. Și vom începe cu EURUSD. Ceea ce privește moneda europeană, aceasta desigur profită de informațiile pozitive de pe planul macroeconomic. Totuși, trebuie menționat și o perioadă destul de problematică pentru dolarul american, întrucât astăzi, dacă analizăm calendarul macroeconomic, va avea loc decizia Fed privind rata dobânzii la ora 21, dar desigur se așteaptă menținerea acestui nivel între 0 și 0,25%, dar atitudinea se va orienta către proiecțiile economice, dar și către conferința dar și către conferința de presă de la 21:30. De ce spunem acest lucru? Pentru că se așteaptă prezentarea unei noi perspective economice care s-ar putea îmbunătăți în viitor datorită disponibilității vaccinurilor. Pe de altă parte, investitorii prognozează o atitudine foarte doviș din partea Rezervei Federale, dar în același timp interesul se va orienta către atitudinea și perspectivele pe care le va prezenta instituția cu privire la programul de achiziție de active, întrucât se așteaptă o posibilă extindere a acestuia, dar în cazul în care un astfel de scenariu nu se va materializa, este posibil ca instituția să prezinte doar noi ghidaje și detalii cu privire la acest aspect. Prin urmare, ne așteaptă un sfârșit de zi destul de interesant, care ar putea să determine schimbări radicale de atitudine față de dolarul american. În acest context, euro, dar și alte monede majore reușesc să câștige teren în raport cu moneda americană și acest lucru este desigur de înțeles. Mai mult, optimismul din această dimineață vedem că a dus și la spargerea barierei de la 1,22. Mai mult, în această zonă vedem că se află o retragere exterioară Fibonacci de 161,8% din această mișcare ascendentă de la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Rămâne de văzut dacă va avea loc o astfel de spargere în zona actuală, caz în care drumul pare să se deschidă către nivelul de la 1,24-200, dar un astfel de scenariu ar necesita argumente pozitive mult mai solide. În ceea ce privește lira sterlină, aici moneda a reușit să avanseze, profitând de informațiile pozitive referitoare la discuțiile din cadrul Brexit-ului. După cum spuneam, în timpul zilei de ieri, negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, dar și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au indicat un nivel destul de important de optimism cu privire la posibilitatea de încheiere a unui acord comercial. Pe de altă parte, atitudinea premierului Boris Johnson nu a fost întocmai cea mai optimistă în rândul oficialilor și acest lucru ar putea să ne dea puțin de gândit cu privire la posibilitatea de încheiere a unui acord până la sfârșitul anului. Totuși, trebuie spus că în continuare se fac eforturi pentru încheierea acestui
acestei discuții și mai mult trebuie menționat faptul că pare ca un nou termen limită, neoficial de această dată, pentru încheierea negocierilor să fie la sfârșitul săptămânii actuale. Rămâne de văzut dacă și acest deadline va fi respectat ca și cele de până acum sau dacă de această dată vom vedea mai multă decizie din partea celor două tabere și posibilitatea de încheiere a unei înțelegeri. Până atunci, lira este posibil să-și continue această perioadă extrem de volatilă. Vedem în continuare că moneda suferă schimbări bruște de atitudine, de direcție, dar și mișcări extrem de volatile urmate de secvențe mai potolite, tocmai pe fondul acestui val de informații legate de Brexit, care de multe ori sunt incluse pe moment în preț, chiar dacă nu sunt confirmate în primă fază, întrucât investitorii încearcă să fie cu un pas în fața tuturor și să profite de orice informație, tocmai în ideea de a nu pierde o oportunitate, întrucât oportunitățile la nivelul perechilor din care face parte lira sterlină par să fie de scurtă durată, având în vedere caracterul extrem de exploziv al acesteia. În ceea ce privește USD-JPY, aici, în ciuda unei încercări inițiale de a câștiga teren, dolarul a suferit o deteriorare a cererii pe măsură ce investitorii s-au arătat a fi mai dispuși să-și asume riscuri. Și astfel au început să prezinte o atitudine mult mai încrezătoare. În acest context, prețul vedem că a atins cel mai scăzut nivel de la începutul lunii noiembrie, tocmai pe fondul unei căderi libere a dolarului american. Mai mult, spargerea nivelului de la 103.800 a deschis drumul către o astfel de secvență corectivă accentuată, următorul nivel de urmărit fiind la 103.170, unde se află această limită atinsă la începutul lunii noiembrie. În continuare, atitudinea va depinde în mare parte de direcția pe care o va avea dolarul american. Dacă vom asista la o abordare extrem de dovish din partea Rezervei Federale, care să pună și mai multă presiune asupra monedei americane, este posibil să asistăm la o extindere a acestei perioade în care dolarul să resimtă presiune. Mai mult, în cazul în care vom asista și la un posibil acord privind acel pachet de stimulente din SUA, moneda americană ar putea avea și mai mult de suferit, iar în acest sens vedem că un nivel de susținere mai solid este sub forma 102.800, asta în cazul în care nivelul menționat anterior ar cădea.